În transmisiune directă la postul nostru de televiziune, Zimbru Chișinău a obținut a patra victorie consecutivă în campionatul național. Elevii lui Flaviu Stoican au învins pe propriul teren formația din Isporeni Speranța, scor 2-0. Partida a început cu o ușoară dominare a galben-verzilor. Formația de pe strada Bătucului a avut câteva ocazii de a marca, însă portarul oaspeților Nicolae Țurcan a fost de neînvins. Gazdele au reușit să marcheze ambele goluri în mitanul secund. Mai întâi, Diego Lima a deschis scorul după o fază creată de întreaga echipă a galben-verzilor. Stefan Binte, șut și gol! Zimbru! Diego Lima își dorește cel mai mult ca formația sa să devină campioană a Moldovei. Estou feliz em fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Zimbru. Espero que seja o primeiro de muitos para poder ajudar nosso objetivo que é sair daqui campeão dia. La 10 minute după ce a intrat în teren, Hugo Neto a dublat avantajul formației sale. Fotbalistul din Portugalia a rămas 1-1 cu portarul advers și a marcat fără mari dificultăți în poarta goală. Atacă Zimbru, posibilitatea de gol, șut, gol! Jucătorul lusitan a menționat că pe viitor își dorește să marcheze cât mai multe goluri pentru galben-verzi. Da, e mult bun, e mult bun putere să dar echipă. Fico feliz por ter feito o primeiro gol ao serviço do Zimbro e espero continuar a poder ajudar, mas o mais importante, sem dúvida, foi a vitória. Zimbru are început perfect de campionat. Pe lângă faptul că a obținut 4 victorii în tot atâtea etape disputate, galben-verzii nu au încăsat niciun gol și sunt pe prima poziție în clasament. Important este că am obținut o nouă victorie, mergem pe această linie, am obținut maxim din ce se putea obține. Am întâlnit astăzi o formație care a făcut un joc defensiv foarte bun, o echipă care s-a agățat de fiecare minge. Felicitări lor pentru acest joc. Cu atât mai mare este bucuria noastră că am reușit să câștigăm în fața unei echipe care a fost destul de arțăgoasă, o echipă care și-a dorit foarte mult și atunci victoria noastră este mult mai frumoasă. De partea cealaltă, Speranța Nispăreni a suferit prima înfrângere din această ediție a Divizii Naționale. Sunt dezamăgit de meci, că nu atât de rezultat, cât și de momentele de care n-am profitat noi, de zonele slabe ale Zimbrului, ne-am ținut de disciplina care a trebuit să fie de la început până la sfârșit. A fost și momente bune. De când de câte ori ne-am ținut de planul nostru, am reușit să creăm ocaziile astea. În următoarea etapă, Zimbru Chișinău va face deplasare la Tiraspol, unde se va duela cu echipa campioană a Moldovei, Șerif, în timp ce Speranța Nispăreni va juca cu Dacia.